Camelia, gazda blogului culinar gătește-ușor.ro. Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi voi face delicioase rulouri cu scorțișoară. Pentru această rețetă vom folosi, mai întâi pentru aluat, 400 de grame de făină cernută, 120 de ml de lapte cald și 120 de ml de apă caldă, 7 grame de drojdie uscată, un pliculeț, 80 de grame de unt pe care îl vom topi, un ou, un praf de sare și 100 de grame de zahăr. Apoi, pentru umplutura de scorțișoară, vom folosi 170 de grame de zahăr, 120 de grame de unt, 100 de grame de stafide, puteți folosi și nuci, fistic sau alte nuci care vă plac. Vom folosi 2 ml de esență de rom și 2 linguri generoase de scorțișoară măcinată. Iar la final vom face o glazură din 250 de grame de zahăr pudră, 3 linguri de apă caldă, 60 de grame de unt la temperatura camerei și 2 ml de esență de vanilie. Pentru a face aceste rulouri cu scorțișoară, va trebui mai întâi să facem aluatul. Așa că voi pune în bolul unui mixer zahărul, oul și untul pe care l-am topit. Și voi omogeniza foarte bine compoziția. Compoziția s-a omogenizat, așa că acum voi adăuga laptele cald și voi omogeniza în continuare. Voi amesteca făina cu drojdia uscată și cu praful de sare. Acum voi adăuga făina treptat în amestecul umed. Am pus mixerului accesoriul pentru frământat. Am pus jumătate din cantitatea de făină. Aluatul meu a început să se lege. Acum voi adăuga esența de rom. Și voi continua să amestec, adăugând treptat și apă, făină, apă, făină, tot așa până când obțin un aluat omogen. Aluatul meu este gata, este omogen și nu mai este lipicios. L-am pus într-un bol uns foarte bine cu ulei, acum îl voi acoperi cu o folie de plastic și îl voi lăsa să crească timp de o oră și jumătate sau până când își dublează volumul. Aluatul meu a crescut, s-a dublat în volum, l-am pus pe suprafață de lucru și l-am mai frământat un pic, am preserat un pic de făină. Acum îl voi întinde într-o foaie dreptunghiulară, am pregătit și tava în care voi coace rulourile. Îl voi întinde într-o foaie dreptunghiulară, după cum vă spuneam. Pasă aproximativ de 1 cm. Foaia de aluat a ajuns la dimensiunea și la grosimea perfectă și urmează să o ung cu umplutura de scorțișoară, ceea ce înseamnă că voi pune scorțișoara peste zahăr și voi omogeniza amestecul. Bun, scorțișoara este pregătită, acum am topit untul și voi unge cu el aluatul. Am uns foarte bine cu unt topit, iar acum voi presera zahăr și scorțișoară.
Am presărat tot zahărul și scorțișoara, iar acum voi pune deasupra din loc în loc stafide. Iar acum voi începe să formez un rulou. Am terminat de rulat ruloul, iar acum îl voi tăia în felii. Și voi lua fiecare felie și o voi pune în tavă. Și voi proceda în felul acesta până când așez toate rulourile cu scorțișoară. Bun, am terminat de format de rulourile, am decis să le mut într-o tavă mai îngustă. Se mai întâmplă răzgândiri din acestea în bucătărie. Acum le voi lăsa să dospească timp de o jumătate de oră înainte de recoace. Rulourile mele cu scorțișoară au dospit, așa că acum sunt pregătite pentru a fi coapte în cuptorul încins la 180 de grade pentru 30 de minute. Rulourile mele cu scorțișoară s-au copt, s-au unificat un pic în timpul coacerii, dar nu este problemă pentru că le vom separa cu ușurință. Le-am lăsat să se răcească un pic și le-am scos de pe formă, iar acum este momentul potrivit pentru a face glazura. Am aici zahărul pudră. Peste zahărul pudră voi pune untul la temperatura camerei, unt moale. Și voi începe să mixez încet. Voi adăuga treptat apa până când totul ajunge la o consistență lichidă. Știu că nu credeați, dar glazura mea deja a ajuns la consistența perfectă. Acum voi pune în ea esența de vanilie și voi omogeniza. Glazura de zahăr este gata. Am separat rulourile în rulouri individuale sau bucata de prăjitură în rulouri individuale, iar acum le voi glazura. Rulourile mele cu scorțișoară sunt gata. Sper că v-a plăcut rețeta mea și dacă da, vă invit să mă urmăriți pe Facebook, să subscribe canalul meu de YouTube, gătește-ușor.ro. Vă urez poftă bună! În cazul în care nu ai dat deja like paginii mele de Facebook și subscribe canalului meu de YouTube, te invit să o faci aici și aici. Pa, pa!